Bună dimineața! Mulțumim pentru prezența dumneavoastră astăzi aici la conferința de presă pe care o organizează Partidul Național Liberal după primul tur al alegerilor prezidențiale în pregătirea turului 2. Sunt împreună cu domnul senator și prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal la Neamț, domnul Eugen Țapu, și domnul George Lazar, prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal în fața dumneavoastră, pentru a face câteva scurte declarații, scurte mențiuni după turul 1 și pregătirea turului 2. Așa cum spuneam, nu o să ne întindem foarte mult în declarații, în dezbatere, decât cât veți dori dumneavoastră prin întrebări. Și am să-i dau cuvântul pentru început domnului senator, vă rog, pentru a deschide. Mulțumesc, domnul președinte. Bună ziua, vă spun și eu și vă mulțumesc pentru prezență și pentru interesul față de mesajele Partidului Național Liberal la Neamț. Pentru prima oară după Revoluție, PSD a pierdut județul Neamț, iar PNL este pe primul loc. Este un moment de istorie locală, spunem noi. Este un început de drum nou. După 30 de ani în care județul Neamț a fost dominat de PSD și în care județul Neamț a ajuns în topul sărăciei. Pentru că nu avem niciun kilometru de autostradă, niciun proiect major făcut în ultimii 30 de ani în județul Neamț. Noi considerăm această victorie doar o victorie de etapă. Campionatul se încheie abia la anul, după alegerile parlamentare. Urmează turul 2 la prezidențiale, urmează alegerile locale și apoi alegerile parlamentare și vom putea spune că am câștigat campionatul doar după ce câștigăm toate aceste alegeri, inclusiv cele parlamentare de la anul. Rezultatul din turul 1 este meritul, în primul rând, al candidatului, al lui Klaus Iohannis, dar și al echipei unite de la Neamț, o echipă unită a PNL Neamț. Și evident și meritul fiecărui primar care a rezistat efectiv la presiuni nenumărate, la alocări de fonduri discreționar din partea PSD, la șantaje. Și dacă mi este permis să vă aduc doar episodul de la Consiliul Județean când am fost împreună acolo să-l rugăm pe domnul președinte al Consiliului Județean să aloce fondurile ne ținând cont de coloratura politică, ci ținând cont de necesitățile comunităților. N-a fost posibil pentru că asta a fost politica PSD în toți acești ani. Pe de altă parte, în județul Neamț știm cu toții că au intrat sume importante, dar din nefericire foarte puține dintre aceste sume s-au dus spre dezvoltare, majoritatea lor ducându-se spre firme arhicunoscute de către dumneavoastră și, în opinia mea, DNA-ul ar trebui să se autosesizeze, că toți spuneau zilele trecute că n-au sesizări. Sperăm să pornim pe un drum nou, mai ales că avem și guvern al Partidului Național Liberal. Și cred că acest guvern nu va proceda, sunt convins de altfel, că nu va proceda ca și guvernele Partidului Social Democrat, că va face alocări neținând cont de carnetul de partid, ci ținând cont de necesitățile comunităților locale. În acest moment, evident, ne gândim la turul 2 de alegeri. România trebuie să devină România normală, așa cum au demonstrat românii și în primul tur. România normală înseamnă respect față de cetățeni, înseamnă responsabilitate, înseamnă chiar eleganță, de ce nu? Și sper că nemțenii vor acorda votul în turul 2 pentru președintele Klaus Iohannis și pentru ca împreună cu Guvernul Liberal să dezvoltăm o Românie normală. Eu vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule senator. Domnul avocat.
Da, bună ziua, mulțumesc și eu pentru prezență, colegilor jurnaliști. Felicit în primul rând organizațiile PNL din județul Neamț, care s-au bătut la baionet, aș putea spune, pas cu pas pentru a câștiga alegeri, fie că vorbim de organizațiile în care avem primar liberal, fie că vorbim de organizațiile în care nu avem primari, dar avem viceprimar, președinți de organizații, oameni zeloși, oameni bine identificați cu locurile, care s-au bătut pentru a câștiga alegerile prezidențiale din primul tur. Felicit modul de organizare a alegerilor, mod de organizare care a aparținut Partidul Național Liberal și Guvernului Ludovic Orban, alegeri care s-au desfășurat fără incidente majore, ceea ce arată o bună organizare. În același spirit a bunei organizări și a respectării drepturilor cetățeanilor și a cetățenilor de a vota și de a participa la procesul electoral, Partidul Național Liberal și domnul președinte Klaus Iohannis sunt cei care au fost promotorii identificării soluțiilor legislative pentru votul din diaspora, vot care, după cum bine ați văzut și noastră, a asigurat condiții decente, fără cozi și fără umilirea românilor, fraților noștri din diaspora, de a sta la cozi interminabile, de dimineața până seara, ore întregi, așa cum s-a întâmplat în alegerile trecute, organizate 100% de către Partidul Social Democrat, ceea ce înseamnă că noi, PNL-ul și președintele Klaus Iohannis, ne respectăm alegătorii, ne respectăm frații din diaspora și milităm pentru drepturile lor și pentru decența de a participa în condiții normale la vot. În primul mandat al domnului președinte Klaus Iohannis s-au asigurat și a fost singurul care s-a bătut cu instituțiile statului conduse de PSD și a ținut piept asaltului împotriva actului de justiție și a justiției pe ansamblu din România, blocând celebra ordonanță 13, prin care se dorea de către Liviu Dragnea la momentul respectiv și PSD amnistia și grațierea, o soluție profund imorală la acel moment și o soluție profund incorrectă. Partidul Național Liberal și președintele României, Klaus Iohannis, a fost cel care a ținut piept acestui desant împotriva justiției, împotriva statului de drept și a călcării în picioare a ceea ce înseamnă act de justiție în România și a fost garantul respectării drepturilor și libertăților individuale și a respectării actului de justiție în România. Sigur, aceste obiective de apărare a statului de drept, de creșterea performanței instituțiilor publice din România, sunt prerogative pentru domnul președinte Klaus Iohannis și pentru Partidul Național Liberal. Mulțumesc, domnului avocat. În încheiere vreau să vă transmit câteva mesaje. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor cetățenilor din județul Neamț care s-au prezentat la vot. Votul din data de 10 noiembrie în județul Neamț nu a fost în media națională ca și prezență. Sper că în turul 2 să fie peste media națională. Mi-aș dori ca procesul democratic, ca exercițiul democratic, dreptul de vot, dar și obligația de vot să fie exercitată de fiecare cetățean cu celeritate, dar în primul rând să fie exercitată. Și aș vrea ca și județul Neamț, când se fac clasamentele, să fie în primul rând în topul prezențelor naționale, adică unui interes pentru ceea ce înseamnă decizia țării. Al doilea lucru care vreau să-l fac este să mulțumesc tuturor celor care sunt în județul Neamț sau au votat în județul Neamț Partidul Național Liberal. Mulțumesc colegilor, mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în activitate. Fiecare dintre ei au avut un aport definitoriu, un aport important în acest rezultat pe care l-a obținut Partidul Național Liberal în județul Neamț. Procentele sau rezultatele le știți foarte bine. Partidul Național Liberal în județul Neamț a reușit și a câștigat această competiție electorală cu domnul președinte Klaus Iohannis. Dar vreau să fac o mențiune. Mențiunea este una simplă. Această competiție reprezintă practic un cumul de factori care a definit acest rezultat. Candidatul pe care Partidul Național Liberal l-a avut, infrastructura Partidului Național Liberal la nivel de județ și munca colegilor, pentru că, într-adevăr, Partidul Național Liberal, colegii mei în județ, au făcut această campanie. Și de aceea vă mulțumesc tuturor. Al doilea lucru pentru care vreau să vă rog să
putem să ajungem la cetățean, este că în turul 2, toți cei care sunt în momentul de față într-o opțiune sau au fost în turul 1 într-o opțiune antidăncilă, să vină spre candidatul PNL, spre candidatul susținut de Partidul Național Liberal, spre domnul președinte Klaus Iohannis. Domnul președinte Klaus Iohannis, în cei 5 ani de mandat, a dovedit, a arătat ca și politică, ca și conduită în funcția de președinte, în primul rând că este un apărător corect al valorilor fundamentale consfințite de Constituție, că a fost un susținător clar și ferm al drepturilor și libertăților individuale, că este un președinte și mediator și integrator și, în egală măsură, o persoană care are și însușește valorile tradiționale, valorile creștin populare și valorile creștin-ortodoxe ale acestui popor, dar în același timp este și o persoană tolerantă. De aceea consider că în momentul de față aș vrea ca fiecare din cei care au votat anti-Dăncilă să meargă spre votul spre pro-Iohannis în turul 2. Și îi invit în acest sens la vot și voi avea discuții cu partenerii de arc guvernamental care au susținut moțiunea de cenzură la nivelul județului pentru a construi această temă. Al treilea lucru pe care vreau să-l aduc la cunoștința dumneavoastră este că această campanie din turul 2 va fi o campanie de poziționare pe care noi, Partidul Național Liberal în județul Neamț, o vom susține, a valorilor pro-europene și transatlantice, a valorilor pe care le-am promovat și în celelalte conferințe de presă și în faptul că domnul președinte Klaus Iohannis va continua trendul și drumul pe care l-a construit pentru ca România să devină un hub energetic în zona Mării Negre, să devină o zonă și un pol de securitate în această zonă și un hub de dezvoltare pentru tot ce înseamnă sud-estul Europei. Guvernul pe care Partidul Național Liberal îl susține, guvernul Orban, va continua o dezvoltare a țării, că despre asta s-a vorbit, și va susține județul Neamț începând de anul 2020, după ce se va promulga bugetul. Nu se va vorbi și nu se vor discuta despre tăieri de pensii, de salarii, toate sunt partea unei demagogii sau unei retorici care nu au nicio legătură cu realitatea. Vor fi teme false, lucrurile se vor demonta așa cum s-a demontat și ultima invenție care ar fi avut domnul președinte casca seară în ureche, toate vor fi partea unor strategii doar de manipulare și deturnare de la realitate. Realitatea va fi una simplă. Domnul președinte Iohannis va merge pe un singur drum, acela ca România să fie o Românie normală, respectată la nivel european, la nivel internațional. Guvernul Orban va fi un guvern care va avea echilibru în tot ce înseamnă dezvoltare și vom vorbi și la nivel de județ Neamț de dezvoltare atât a spitalelor, dar mai ales a unei singure teme foarte importante, infrastructura. Infrastructura care trebuie susținută pentru ca județul Neamț România să fie conectată cu adevărat. Vă mulțumesc și pe parcursul campaniei electorale o să revin și cu alte teme, mesaje pe care vi le vom transmite într-o altă conferință de presă. Dacă din partea dumneavoastră sunt întrebări, vă stăm la dispoziție. O întrebare foarte scurtă pentru fiecare. Domnul Țapu a spus de alocări bugetare discreționale. Să sperăm de la guvernul Orban că va da mai mult bani la următoarea rectificare la PSD-ul la urmă. Eu nu pot să mă pronunț acum câți bani vor fi, dar dumneavoastră vă pot spune așa. Ce a găsit guvernul Orban în urma guvernului PSD este un semicataclism. Deci pe prognoza bugetară la venituri a găsit minus 21 de miliarde, atenție, între prognoză și realitate. Deficitul la 9 luni, 2,6% neluând în considerare faptul că de 3 luni jumate nu s-a plătit niciun ban la rambursări de TVA, faptul că de 7 luni nu s-a plătit niciun concediu medical la Casa de Asigurări către companii care ar fi intrat în creșterea deficitului peste 3% deja la 9 luni. Și pot continua dacă doriți. Deci, rectificarea va fi una care va ține cont de toate aceste date, dar în același timp va ține cont și de necesitățile UAT-urilor și nu de coloratura sau de carnetul de partid al fiecărui primar.
una la mână. Vă pot garanta că vor fi plătit PNDL-ul, da? S-au făcut contracte, nu s-a achitat nimic. Vor fi achitate. PNDL-ul va merge, dar evident că fondul ăla de dezvoltare de la prognoze unde se semnau din pixul Ghizdeanu bani care nu existau. Evident că trebuie stopat, că deja dacă vă uitați sunt licitații pe ficțiunile alea din capul lui Ghizdeanu și al lui Dăncilă, adică și al lui Teodorul. Domnul Cosmanciu, când începe schimbarea, când începe să fie scoși funcționarii publici care au fost aduși în sistem pe fie de relații cu alte criterii? Cred că lucrul acesta ar trebui să le întrebați pe domnul premier Ludovic Orban, pentru că atributele oricăror schimbări le are fiecare ministru de resort și fiecare director, președinte de companie. Însă vreau să vă spun un lucru. Așa cum ați văzut prin deciziile care au fost publicate în monitorul oficial, au fost luate niște decizii, să spunem, într-o zonă în care tot ce a însemnat factor politic să fie eliberat din funcție, același principiu va fi aplicat al transparenței și a unor eliberări din funcție pe zone politice. Legat mai departe de alte întrebări sau discuții privind reduceri sau schimbări de persoane care au fost angajate cu concurs pe criterii mai puțin obiective, am convingerea că premierul Orban și guvernul Orban vor face o analiză corectă și nu vor fi făcute abuzuri. Am convingerea aceasta. Vă mulțumesc mult, domnul Lazar. Spuneați de legile justiției. Poate nu au fost bune cele care le-au dat PSD-ul. A avut o poză cu dumneavoastră împreună cu domnul fost primar Marcel Prună, un om care a fost, din punctul meu de vedere, condamnat nevinovat. Ce facem cu acești oameni? Nu trebuie făcute niște legi? Sau cum vede PNL-ul reintegrarea acestor oameni care au fost totuși condamnați nevinovat pe culoarele justiției? Da, e întrebare alambicată. Nu e alambicată. Haideți să vă răspund. Haideți să... Ce treabă are PNL-ul? Deci legile justiției, uitați un exemplu. Recursul compensatoriu. Eliberarea acelor persoane din penitenciare care ulterior au dovedit că nu au avut condițiile morale pentru a beneficia. Astfel de teme nu trebuie să fie nici politizate. Vă răspund pe principii pe care are dreptul legiuitorul să intervină. Pentru că principiile constituționale sunt pe baza separației puterilor în stat. Legiuitorul intervine pe astfel de teme. Mai departe, dacă s-a întâmplat vreodată, în vreo instanță, un caz de greșeală, există alte pârghii, tot legale, la nivel național, internațional, pentru a se obține dreptatea. Consider că domnul Prună este o persoană cu o valoare morală corectă și pe care eu personal o apreciez și o susțin. Da. Adică ne ajungem în jur. Nu avem cum să ne interferăm noi, partid politic, în justiție, ca să fim clar. Dar putem prin legislație să determinăm. Dar tot treaba justiției este să-și facă ordine și să combată abuzurile. Că nu putem noi să-i condamnăm pe procurori sau judecători sau care au făcut abuzuri. Adică vă dați seama, nu? O întrebare de domnul Cosmanciu, o întrebare de 2-1. Știți, sigur știți și dumneavoastră prezentația Daniel Isurăceanu, ca reprezentant al guvernului Dăncilă în teritoriu. Știți cât va mai rămâne și reprezentant al guvernului Orban în teritoriu și cine va înlocui? Nu știu cât, nu știu cine, dar știu că a făcut niște greșeli pe care și noi în conferințele de presă le-am sancționat. Și va fi schimbată obligatoriu. Dacă asta e nelor. Întrebare de domnul Cosmanciu, că a spus din vreo patru ori cuvântul valori, principii în expoziul dumneavoastră. În conferința de presă de aseară, domnul Iohannis, partenerul PNL, a spus de mai multe ori că dorește o victorie foarte clară, scoaterea în peisaj, nu a votanților PSD, ci a activului prezidentului funcției de PSD. Întrebare, la Neamț, veți folosi, veți oferi din nou o șansă, un colac de salvare unora din cei la care se referea aseară președintele Iohannis, adică primarilor PSD, veți mai accepta, ca din momentul de față, de la discursul de aseară al lui Iohannis,
să mai vedem primari care se mișcă de la PSD, la PNL. Acum am înțeles ce, că nu înțelegeam și, ce mă întrebați. Și reciproc. Vă dau și comunea că comunea a făcut rocadă la ultimele alegeri. Horia, de exemplu. Haideți să vă spun un lucru. N-am făcut rocadă la Horia. Dar haideți să vă răspund un lucru. Rediu, Cândești, Podoleni sunt localități în care Partidul Național Liberal a câștigat alegerile la europarlamentare, a câștigat alegerile la prezidențiale și acolo am construit organizații pas cu pas. N-am făcut nicio rocadă la alegerile din 2016. Dacă este de vreo rocadă, uitați-vă la ordonanța 55, fiecare cum a plecat. În anul 2016 am construit organizații în care cei care au vrut să vină spre Partidul Național Liberal, într-adevăr am primit, poate unii în momentul respectiv erau membri în alte formațiuni, dar au luat-o de la un moment T0 și nu am lăsat niciun coleg PNL care și-a asumase vreo candidatură în județul Neamț până în 2016 pe din afară, pe lângă. Adică nu aveam organizații construite și să vină cineva cireașul pe tort că e într-o funcție. Nu va fi niciun principiu încălcat. Deci ca să înțeleg eu percep așa. Păi haideți ca să înțelegeți. Nu va fi niciun principiu încălcat. Fiecare organizație care are rezultate va avea puterea și decizia să își aleagă candidatul la primărie. Există o decizie la biroul politic executiv al Partidului Național Liberal de a nu primi membrii din alte formațiuni politice care au susținut guvernul PSD și erau PSD, în speță și ALDE, deci nu vom încălca acea decizie. Dacă asta era întrebarea. Întrebarea era punctuală la primar, care toți au funcții în PSD. Din moment nu primar, vor fi primiți. Ok. Și a doua întrebare, tot de principii și valori, că a convenit și domnul avocat Lazar, cât de morală vede situația în care un membru PNL suspendat din partid, prin statut, pentru principii de integritate, în momentul de față, sau zilele trecute, face campanie PNL în fruntea unor echipe PNL, cu vestă de campanie Iohannis și prezidând ședințe, sau stând la prezidiul unor ședințe de partid, vorbim de un membru suspendat, domnul Dragoș. Cât de moral? Nu văd nimic imoral în astfel de manifestări. Chiar personal nu văd nimic imoral. Fiecare are dreptul la o opțiune politică, fiecare are dreptul la o manifestare a opțiunilor, dar nu văd nimic imoral. Poate alte lucruri le putem dialoga, dar pe lucrul acesta nu văd. Deci ba da, este suspendat. Dar în campania electorală poate să vină și un cetățean de pe stradă. Are dreptul. La ședințe de partid în prezidiu? Da, are voie să vină sau nu. La prezidiu? Domnul, da, când eu îl primesc, okay. Am dat voie. Da. Mulțumesc. Sau vreți să ne organizați dumneavoastră? Nu m-am înțeles, scuze. Mulțumesc. Credeam că vreți să ne faceți și organizarea internă atunci. Dacă considerați că sunt imoral prin astfel de decizii, mă catalogați ca atare și voi accepta. Avem o certitudine. Deși știu foarte clar, o secundă, deși știu foarte clar toate subtilitățile și toate nuanțele, eu vă spun un singur lucru. Agenda Partidului Național Liberal și a mea, politic vorbind, o voi construi pe același principii. Dacă voi greși, voi accepta să fiu sancționat, dar nu voi intra în niciun fel de, cum să spun, nuanțe, subtilități, elemente care de-a lungul timpului și aici, în partid, și în afara partidului, au avut conotații inclusiv negative în relaționarea umană. Era vorba de statut. Da, de statut. Sunt acoperit și am studiat statutul. Sunt acoperit. Și dacă am călcat ceva, eu mi-asum. Dar aveți cunoștință că are vreo funcție, domnul Chitin? Nu are nicio funcție și, nu are, și dacă am încălcat ceva, moral sau imoral, eu mi-am fost. Am fost foarte bine. Am pus o cuvântul funcție. De ce puneți în gură ce n-am spus? Păi nu, exact. Nu prima dată când vreau să răstărnoceți domnul. Ți-am întrebat, puse de noi. Da, da, eu sunt răstărnat. Domnul Vinca, am răspuns? Dumneavoastră, da, dar am înțeles și-a avut domnul. Haideți să nu... Că, dacă, domnul Vinca, suntem în conferință, nu vă supărați, suntem și mai vrea și domnul Petre și după dacă este, nu vă supărați, nu pară vreun, că nu pun, să spun, o preliște la niciun fel de întrebare, vă rog. Nu, vă rog. Dacă avem o certitudine prezența președintelui Claus
În momentul în care va fi o certitudine, o vom anunța oficial în instituția prezidențială, programul președintelui va fi clar făcut oficial. Pentru că anunțați că are și o dezbatere marți. Da, are o dezbatere marți, anunțat ieri în conferință de presă. O dezbatere solicitată și care va fi construită tocmai ca să fie o dezbatere. Pentru că o dezbatere înseamnă o dezbatere de idei. Întrebări, răspunsuri pe valori. Da, probabil unii au păreri, alții alte păreri. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc.